Bună ziua! Continuăm seria interviurilor online cu un campion mondial, un fost campion mondial la box profesionist, chiar în anul în care m-am născut eu, în anul 1997. Este mai, cu atât mai mult emoționant acest fapt, pentru că stau de vorbă cu un campion chiar și prin intermediul ăsta online, din cauza faptului că se face o chestie destul de urâtă în lumea acum cu această pandemie de coronavirus. Îl salut cu această ocazie pe Mihai Leu. Salut, Mihai! Salut, salut! Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Cu mare plăcere! Cum te descurci tu în perioada asta de izolare? Bine, nu este foarte comod, categoric nu place nimănui această perioadă, mai ales că nu poți să faci ceea ce îți dorești, dar am înțeles din ce am văzut peste tot că asta este modalitatea prin care am oprit răspândirea acestui virus și atunci este foarte important ca toți oamenii să respectăm această indicație. Cred că, în primul rând, trebuie să ne gândim întotdeauna la sănătatea noastră, dar și la sănătatea celorlalți. Și atunci trebuie să ascultăm recomandările pe care le-am primit. Chiar sunt curios cum rezistă un campion mondial la box profesionist, un mare sportiv care a făcut performanță pentru România în casă, în zilele astea. Bănuiesc că te trezești cu abdomene, cu flotări, cu... Adică nu știu cum reziști în perioada asta. Bine, dai seama, ca și sport, nu se compară ce făceam înainte pe vremea în care boxam cu ce fac acum, dar oricum îmi lipsește sportul categoric, dar așa cum spuneam și înainte, chiar dacă este foarte greu, chiar dacă... Vorba aia, câteodată îți vine, nu știu, să te urci pe pereți. Știm că asta este spre binele nostru și de aceea trebuie să respectăm indicațiile pe care le-am primit. Dar cred că întotdeauna poți să-ți găsești diferite activități și în casă. Sunt multe lucruri care se pot, după cum s-a dovedit, se pot totuși, nu știu, pune pe roate și de la o discuție telefonică și... având contact cu mai multă lume telefonic și poți să, practic, poți să faci chiar totuși câte ceva. Pentru că mai ai o pasiune pe lângă box, automobilismul, cum ți se pare să nu te urci în mașină? Cum este viața fără mașină? Ai, mi este atât de dor de nu ți închipui, dar... Nu avem ce face, asta este. Mi este foarte dor să mă urc în mașină, să, nu știu, să văd din nou pe anumită probă dacă reușesc să scot un timp mai bun sau nu. Dar, până la urmă, așa cum vorbeam, trebuie să respectăm indicațiile pe care le-am primit și, indiferent cât ne este sau nu de greu, bine, eu cred că întotdeauna trebuie să ne gândim că este spre binele nostru și de asta nu trebuie să ne fie foarte greu, dar trebuie să le respectăm. Scuze, am și un cățel care face mare gălăgie, fiindcă de obicei, în afară de a ieși la plimbare în curte, îl ducem la plimbare pe stadion, unde poate să alerge mai mult. Și acum faptul că nu-l ducem pe stadion îl face să fie foarte agitat. Pare rău acum că din cauza mea nu pot să-l plimb, dar... Nu, și dacă, deci așa cum ți-am spus, nu ieșim decât chiar pe strada noastră, mai mult nu. Despre ce stadion este vorba? În ce... La Hunedoara este vorba despre stadionul Constructorul, bine, o bază sportivă din Hunedoara. Am înțeles. Da, pentru cine nu știe, Mihai Leu este și campion național la automobilism. De aceea am vorbit și despre a doua lui pasiune sau prima. Nu știu care ar fi clasamentul. Boxul, automobilismul, care ar fi pe primul loc? În inima mea, boxul va rămâne toată viața pe locul 1. Mi-a plăcut enorm de mult
a fost, nu știu, chiar dacă a fost, să zic, profesia mea, am făcut-o cu extraordinar de multă plăcere, pasiune, suflet. Practic m-am dăruit în totalitate acestui sport și va rămâne toată viața pe locul 1, dar după vine sportul auto, sportul cu motor. Uite, scuze dacă țelul meu, mă. Putem să-l vedem și pe el, nu-i problemă. Uite. A, ce frumos, husky, nu? Da, este un husky siberian și da, vrea să se joace și el, ca, ca fiecare. Vrea să-și apară, da? Din păcate, acum nu poate. Că vorbeam înainte de acest interviu cu tine la telefon și mi-ai spus de o inițiativă, un spital, o donație. Spune-ne ce proiecte ai tu în perioada asta concret. Bine, și eu, ca și mulți alți sportivi, suntem implicați în mai multe proiecte de genul ăsta. Cred că este perioada în care spitalele au cel mai mare nevoie de ajutor și bineînțeles că și eu, alături de alții, m-am implicat în mai multe campanii de genul ăsta. Și, spre exemplu, sper ca prin ceea ce facem noi să reușim să mobilizăm oamenii să se gândească mai mult că, practic, prin ajutorul pe care noi îl dăm medicilor, ei pot să ne ajute pe noi toți. Dar, concret, despre ce este vorba? Este vorba despre spitalul din Hunedoara? Sau? Bine, la spitalul din Hunedoara, la ora asta, din cât am înțeles eu și ce am văzut așa, spre exemplu, și pe Facebook, este cam tot în regulă la Hunedoara, spre deosebire de Deva, unde sunt mari probleme. La Hunedoara, sper, Deva știi că este foarte aproape de noi, la 20 de kilometri. La Hunedoara se pare că este totul foarte în regulă, dar în rest, spre exemplu, m-am implicat într-o campanie alături de mai mulți sportivi pentru a ajuta Spitalul Marie Curie. M-am implicat, vreau să ajut secția de oncologie de la Spitalul Fundeni, unde, spre exemplu, chiar dacă la ora asta coronavirusul este, nu știu, subiectul care a acaparat toată atenția, sunt foarte mulți bolnavi care trebuie să facă tratamente în continuare, sunt oameni care poate trebuie operați în perioada asta și de aceea trebuie să ne gândim totuși și la problemele acestea care sunt și trebuie să încercăm să-i ajutăm și pe ei. Este vorba despre bolnavii de cancer, nu? Da, da, da. Și ce sportivi, alături de ce sportivi te-ai angrenat la această luptă? Sunt mai mulți, adică și din domeniul auto și, spre exemplu, am înțeles că sunt și din alte domenii, s-au implicat inclusiv mai multe federații, dar, sincer îți spun, nici nu vreau acum neapărat să dau un nume sau altul, fiindcă sunt foarte mulți, pe cei care i-aș uita nu ar fi corect, dar pe mine ce mă bucură, faptul că la ora asta oamenii, cum se zice, strâng rândurile, sunt destul de uniți, și cred că în felul ăsta putem să reușim să mișcăm câte ceva. Mihai, în încheiere, ca să avem un mesaj optimist pentru cititori și pentru cei care o să privească acest interviu, vreau să spui ceva celor care ne urmăresc. Știu că tu ești o persoană foarte optimistă, cum am mai vorbit și înainte. Pentru că ești un campion, ai fost un campion și vei fi un campion. Ai avut 28 de meciuri fără înfrângere în cariera ta profesionistă. Te-ai luptat din greu cu toate greutățile și ești cea mai în măsură persoană în momentul de față să transmită unei populații destul de greu încercate, destul de, cum să zic așa, în suferință, pentru că lumea este destul de pesimistă și îngrijorată din cauza acestei pandemii de coronavirus. Vreau să transmiți un mesaj de bine, de încurajare, așa cum știi tu mai bine.
Îți mulțumesc frumos. Da, pot să spun, știu că este foarte, foarte greu și pentru mulți oameni poate este mai greu decât de multe ori, să zic, pot alții înțelege, dar cred că trebuie să ne gândim că tot ceea ce facem în momentele astea este spre binele nostru al tuturor. Este o etapă pe care trebuie să o trecem cu toții cu bine și eu sunt convins că toți oamenii vor reuși să facă asta și cred că oamenii, după ce va trece această pandemie, vor fi și mai buni și mai uniți. Împreună vom trece peste toate. Foarte bine spus. Mulțumim, Mihai, pentru acest interviu acordat. Sper că ne vom întâlni când totul va fi bine. Ne vom întâlni și face-to-face să depănăm amintiri, să poate și din această perioadă destul de tragică, să ne revenim și să fim cu zâmbetul pe buze cu toții și te las acum să, probabil, cățelul vrea la plimbare, nu mai poate, nu mai rezistă. Okay. Cum îl cheamă, să te întreb? Poftim? Cum îl cheamă pe cuțu? Are. Are? E zeul războiului, nu-i foarte războinic, dar așa i-am pus noi numele de când eram mic. Te las acum să nu fie prea războinic, să dărâmă pe acolo ceva. Îți mulțumesc multă sănătate. Multă sănătate, Mihai, mulțumesc. Doamne ajută!